Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Polițiștii, pompierii și jandarmii au stabilit planurile de măsuri pentru ca cetățenii județului să petreacă floriile și Paștele Catolic în ordine și liniște. Peste 200 de polițiști vor fi zilnic la datorie. Jandarmii vor fi prezenți în proximitatea lăcașurilor de cult, unde vor avea loc procesiuni. Iar pompierii vă recomandă să nu lăsați nesupravegheate lumânările aprinse. Planul de măsuri dispuse pentru perioada sărbătorii floriilor la ortodox și a Paștelui la credincioșii catolici a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe comune de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea, al Inspectoratului de Jandarmi, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Centrului Antidrog. În toată această perioadă, oamenii legii vor fi la datorie, iar acțiunile acestora se vor intensifica. Atenție pe cine primiți în gospodărie, la cumpărăturile online, nu plecați de acasă fără să vă încuiați locuințele și nu postați pe rețelele de socializare dacă plecați în vacanță. Peste 200 de polițiști de la ordine publică, rutieră, investigații criminale, arme, exploziv și substanțe periculoase, alături de polițiști din alte structuri, se vor afla zilnic în stradă, în dispozitive mixte de ordine și siguranță publică, precum și în proximitatea lăcașurilor de cult sau de desfășurare a manifestărilor publice circumscrise acestor sărbători. În activitățile de patrulare vor fi folosite zilnic peste 100 de mijloace auto. Activitățile se desfășoară în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Pe drumurile publice, pe principalele artere din județul Vrancea, în special zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și în zona lăcașilor de cult religios, polițiștii de la rutier acționează pentru menținerea fluenței traficului rutier și prevenirea producerii de evenimente în trafic, în general a celor generate de excesul de viteză, sens în care vor acționa zilnic cu aparatele radar la capacitate maximă. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea vor interveni prompt la orice sesizare sau reclamație a cetățenilor pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică corespunzător în această perioadă. Ne dorim ca în comunitatea pe care o servim, petrecerea sărbătorilor să fie liniștită și fericită și recomandăm cetățenilor să aibă în vedere un minim de măsuri de autoprotecție. Astfel, vă recomandăm să fiți atenți la genți, poșete și buzunare în zonele aglomerate din piețe, gări, autogări, supermarketuri sau din timpul slujbelor religioase. În cazul cumpărătorilor online, verificați în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiți, pentru a observa dacă nu cumva este diferit de site-ul original. Accesați site-ul original direct și nu prin link-uri primite prin e-mail. În weekend va avea loc învierea la catolici și procesiunea de flori la ortodoxi, evenimente supravegheate cu atenție de către jandarmi. În ziua de sâmbătă, 8 aprilie, vom asigura măsurile de ordine publică cu ocazia procesiunii dedicate sărbătorii florilor. Manifestarea presupune deplasarea pelerinilor de la Biserica Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din Cartierul Sud și de la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Obor către Biserica Sfântului Ioan din Viața Unirii, municipiul Focșani. Tot sâmbătă, la Bisericile Romano-Catolice din județ, vor avea loc slujbe de înviere cu ocazia sărbătoririi Paștelui Catolic, unde vom asigura măsurile de ordine publică în vederea realizării unui climat corespunzător de liniște și siguranță publică. De asemenea, pe traseele montane, jandarmii vor fi prezenți pentru îndrumare, informare și acordarea de asistență turiștilor și persoanelor aflate în dificultate în zona montană, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere normelor de conviețuire socială. Recomandăm participanților să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile forțelor de ordine publică, să acorde o atenție sporită minorilor care îi însoțesc și să solicite ajutor forțelor de ordine în mod direct sau prin numărul unic de apel de urgență 112 în cazul producerii unor fapte de natură penală sau contravențională. În aceste zile de sărbătoare, credincioșii aprind candele, lumânări, fie la înviere, fie la biserică sau cimitir. Nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate, ne sfătuiesc pompierii. Premergător acestui weekend, inspectorii de prevenire au efectuat controle tematice la lăcașurile de cult din județ, unde se preconizează participarea unui număr mare de credincioși și au avut în atenție respectarea condițiilor de securitate la incendiu, dotarea cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor, dar și modul de amenajare a spațiilor și locurilor folosite pentru arderea lumânărilor pe timpul slujbelor religioase. Pentru evitarea producerii unor incidente
și pentru a nu deveni victime ale incendiilor, este necesar respectarea următoarelor măsuri. Accesul credincioșilor în incinta lăcașurilor de cult se permite în limita capacității bisericii. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros se face astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție. De asemenea, este important ca lumânările sau candelele aprinse să fie așezate într-un suport incombustibil și să nu fie amplasate în apropierea materialelor care se pot aprinde ușor. În nicio situație, nu lăsați lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate și nu adormiți cu lumânările aprinse. Nu le lăsați la îndemâna copiilor. Este bine să acordați o atenție sporită persoanelor vârstnice sau altor categorii vulnerabile asupra modului de utilizare a lumânărilor sau candelelor aprinse, astfel încât să fie evitate situațiile în care viața sau bunurile pot fi puse în pericol. Perioada sărbătorilor pascale coincide cu cea a vacanței școlare. Reprezentanții Centrului Antidrog sfătuiesc tinerii să manifeste prudență în relațiile cu persoane necunoscute. Pentru că această perioadă coincide cu debutul vacanței școlare pentru elevi, Agenția Națională Antidrog le recomandă adolescenților și tinerilor să evite tentațiile nesănătoase și să se implice în activități cât mai diverse de petrecerea timpului liber, să manifeste prudență în relațiile cu persoanele necunoscute, să comunice deschis orice problemă cu care se confruntă legată de consumul de droguri și să apeleze la ajutorul părinților, prietenilor apropiați, persoanelor de încredere sau specialiștilor pentru rezolvarea acesteia. Părinților, le recomandăm să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziție, să acorde o atenție sporită prietenilor acestora, atât din viața reală, cât și din mediul virtual, să se implice în activități comune de petrecerea timpului liber și să comunice eficient pentru a oferi copiilor un sprijin real în fața problemelor. Agenția Națională Antidrog reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată medico-psihosocială pentru consumul și dependența de droguri. Persoanele care au nevoie de sprijin sunt îndrumate să apeleze la telefon verde 0800 870 070, să se adreseze direct Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog sau să sune la numărul unic de urgență 112 dacă starea de sănătate se agravează. Adolescenții care au probleme legate de consumul de droguri pot accesa programul de consiliere psihologică Safe Space la numărul de telefon 0752 79 1647 sau la telefonul copilului 116 111. Bulevardul Unirii devine pietonal în acest sfârșit de săptămână. În perioada 8-9 aprilie, în Piața Unirii și Grădina Publică vor avea loc mai multe evenimente. Sâmbătă va avea loc tradiționala procesiune de flori, iar duminică Brigada 282 blindată Unirea Principatelor va organiza pe Bulevardul Unirii o prezentare de tehnică și echipamente din dotare. Sâmbătă 8 aprilie 2023, Bulevardul Unirii va fi închis de la ora 17 pentru buna desfășurare a tradiționalei procesiuni de flori organizată în Focșan de către Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Evenimentul va reuni clerici și credincioși din Focșan, dar și din localitățile limitrofe. Ca și în anii precedenți, pelerinii vor pleca din două zone diferite spre Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Piața Unirii. La ora 16:30, credincioșii vor pleca de la Biserica Sfântul Voie Vod Ștefan cel Mare și Sfânt din cartierul Sud, iar de la ora 17 se va pleca de la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel. Cele două grupuri de pelerini vor ajunge simultan în Piața Unirii la ora 18, aici urmând a fi oficiată o slujbă religioasă. Duminică 9 aprilie 2023, Brigada 282 blindată Unirea Principatelor va organiza pe Bulevardul Unirii o prezentare de tehnică și echipamente din dotare între orele 11 și 19. Tot pe Bulevardul Unirii, între orele 16 și 17 va avea loc un flash mob al muzicii militare a garnizoanei Focșani, iar în intervalul orar 13-17 în grădina publică, militarii din Brigada 282 blindată Unirea Principatelor vor organiza un concurs aplicativ destinat elevilor, cercetași pentru o zi. Tot duminică, 9 aprilie 2023 de la ora 18, artiștii ansamblului folcloric Țara Vrancei vor oferi tuturor celor prezenți în grădina publică un recital cu piese tradiționale cunoscute și apreciate de iubitorii muzicii populare și nu numai. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al primăriei municipiului Focșani.
Luni, 10 aprilie, Ministerul Dezvoltării va deschide sesiunea pentru depunerea proiectelor prin care primăriile din județ au oportunitatea să obțină finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a rețelelor de apă și canalizare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Autoritățile au la dispoziție 30 de zile pentru depunerea cererilor de finanțare. Primăriile din județul Vrancea au oportunitatea de a se înscrie în cea de-a doua rundă de depunere a cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a rețelelor de apă și canalizare finanțate prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Ministerul Dezvoltării a anunțat că luni, 10 aprilie, la ora 10, va deschide sesiunea pentru depunerea proiectelor, care va fi deschisă exclusiv pentru județele Vrancea, Bistrița, Năsăud, Brăila, Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița și Mehedinți, pentru care, în urma repartizării tuturor sumelor pentru finanțarea obiectivelor de investiții, care se încadrează în program, au mai rămas fonduri disponibile în valoare totală de peste 1 miliard de lei. Pentru județul Vrancea, din suma totală alocată de 552.967.294 de lei, suma rămasă disponibilă este de 96.680.592 de lei. Autoritățile locale din cele 10 județe vor avea la dispoziție timp de 30 de zile, începând de luni, 10 aprilie, ora 10, platforma digitală special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele care vizează lucrări la rețelele de apă și canalizare. Prin Programul Național de Investiții Angel Salini, Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării dispune de un buget de 65,5 miliarde de lei, prin care asigură serviciile de bază în localități, respectiv rețele de apă și canalizare, gaze naturale, și reabilitează drumurile și podurile. Se arată într-o informare a Consiliului Județean Vrancea. Campanie de prevenire a criminalității și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate desfășurată de polițiști la Panciu. În cadrul unei activități, elevii de la Liceul Ioan Slavici au avut ocazia să discute cu oamenii legii, dar și cu persoane aflate în detenție, despre consumul de droguri și la ce pericole se expun cei care pică în această capcană. În cadrul activității care s-a desfășurat pe 5 aprilie, polițiștii de prevenire alături de cei de poliție penitenciară, specialiști din cadrul Centrului de Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, un profesor al Școlii Poziceale Sanitare Vasile Alexandrii Focșani, dar și trei persoane private de libertate, au vorbit cu elevii și profesorii Liceului Ioan Slavici din Panciu pe tema drogurilor. Ce sunt drogurile, aspecte legislative, substanțe noi psihoactive, factori de risc și de protecție, traficul și consumul de droguri, traficul de persoane în legătură sau nu cu fenomenul consumului, utilizarea de substanțe psihoactive. Activitatea a vizat conștientizarea riscurilor privind traficul și consumul de substanțe psihoactive care provoacă dependență prin împărtășirea experiențelor negative prin care au trecut persoanele private de libertate prezente la activitate. Elevii au participat la discuții, au răspuns și au adresat la rândul lor întrebări celor trei persoane private de libertate prezente la dezbatere despre capcanele consumului de droguri, consecințele fizice și emoționale, cât și despre consecințele legale suportate. Împărtășirea acestor experiențe negative a ajutat elevii în a conștientiza mai mult riscurile la care s-ar putea supune aflându-se în prezența unor anturaje nepotrivite, cât și în a conștientiza importanța solicitării de ajutor specializat ori de câte ori se confruntă cu situații problematice. Puterea exemplului personal a fost de impact pentru elevii prezenți la activitate și deopotrivă apreciată de cadrele didactice prezente. Aflând poveștile celor trei deținuți, tinerii vor fi mai atenți la cei cu care interacționează și pot evita să devină victime sau chiar complici ai celor care nu respectă legea. De asemenea, prin tema abordată în cadrul activității, polițiștii au subliniat importanța cooperării între instituțiile din domeniul sănătății și justiției. Un răspuns eficient la problema drogurilor are nevoie de colaborarea strânsă între poliție, justiție, sănătate și serviciile sociale pentru a oferi soluții integrate în acord cu respectarea drepturilor omului și a convențiilor internaționale. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, administrația penitenciarului Focșani și ceilalți parteneri instituționali și-au exprimat convingerea că împreună pot contribui la prevenirea criminalității, delincvenței și a recidivei în rândul minorilor și tinerilor, precum și la facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea. A început înscrierea candidaților în unitățile de învățământ ce pregătesc viitori polițiști de penitenciare. Durata studiilor este de 3 sau 4 ani, iar dosarele se depun până la începutul lunii mai.
Penitenciarul Focșani prezintă oferta educațională aferentă anului 2023 pentru admiterea în unitățile de învățământ care pregătesc personal de penitenciare, partenere în procesul de învățământ astfel. Academia Națională de Informații Mihai Viteazul din București pentru ofițerii specialiști din domeniul securității și informațiilor și din domeniul psihologie. Durata studiilor de 3 ani, perioada de înscriere este între 24 martie și 27 aprilie 2023. Universitatea Națională de Apărare Carol I din București pentru ofițerii specialiști din domeniul logistică. Durata studiilor este de 3 ani, perioada de înscriere este între 20 martie și 5 mai 2023. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu pentru ofițerii cu specializările management economico-financiar și administrație publică. Durata studiilor fiind de 3 ani, perioada de înscriere fiind între 20 martie și 5 mai 2023. Academia Tehnică Militară București pentru ofițerii cu specializările construcții și fortificații, calculatoare și sisteme informatice, durata studiilor de 4 ani, perioada de înscriere între 20 martie și 5 mai. Tinerii interesați să dezvolte o carieră în domeniul execuțional penal vor beneficia de acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor, asigurarea în condiții de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor și asistenței medicale pe timpul școlarizării, asigurarea unui loc de muncă imediat după absolvire prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar, condiții de salarizare și asigurarea unui climat organizațional motivant propice pentru dezvoltarea carierei. Activitatea profesională a personalului din sistemul administrației penitenciare se desfășoară în interesul comunității prin punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în limitele competențelor stabilite de lege. Informații privind concursurile de admitere se pot obține de pe site-ul Admitere în instituțiile de învățământ Penitenciarul Focșani, precum și la sediul Penitenciarului Focșani, strada Liliacului, numărul 41, județul Vrancea, la telefon 0237258707, interior 118, Biroul Resurse Umane și Formare Profesională. De asemenea, în acest scop a fost creată pagina de Facebook Admitere ANP pentru o mai bună promovare a ofertei de școlarizare în rândul liceenilor. Se arată într-un comunicat al penitenciarului Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. Cerul va fi mai mult acoperit, pe parcursul nopții poate să fulguiască ușor. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 1 grad, iar cele maxime între 5 și 7 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!